O dă inversă cu mine. Păi la cine se refereau că vrei tu să faci? Pe cine? Păi nu știu, că asta a zis și doamna Mirela, să revină. O, la Cătălin. A, probabil o fi zis că dacă am zis de Cristiana, îl fac să sară gal. Da, și cum ai zis tu că ai vrut să vezi reacții. Da. O, doar e în paștiți. Poftim? Viața nu e deloc complicată, nu o complicăm. Cu o fugă disperată. Da? În această lume disperată. Și m-a dus să zic lui Cristian să o fac o cafea. Place la tine tot. La la la. E bine mă afară, pe în casă nebunești, dacă stai numai în casă, nu te mai recreezi deloc. M-am săturat de casa asta. M-am săturat de tot ce mă înconjoar. Hei! Adică chiar de tot? Nu. Doamne! Miluiește! Ce faci cu Doamne? Hai mă, Nicolae, are el planul lui cu fiecare. Are el planul lui cu fiecare, Dumnezeu. Dar adus aici cu un scop. Să înveți să trăiești. O să-ți aducă fete aici de nu să știi pe cine da. Să alegi. O să vină în februarie o fată care ia să uită la tine. Ce să-mi dea un psiholog. Vreau să vorbesc cu el. Nimeni nu mai am. Vorbește cu noi. Da. Inima și spune. Și eu vreau să vorbesc. Ai pe vreau să spun tot ce am pe inimă. Poftim? Plecăm. Păi așa a zis? Da. Cum a zis? Eu sunt bărbații în grădină. Băieții, pardon, că bărbații sunt doar unul. Mai este mă e doar unul? Da. Ce anume? Eu. Nu, eu sunt copilul, sunt bărbat. Eu nu sunt bărbat eu aici. Fugiți lume. Pun și ochelari. Pun și ochelari ca să vadă că sunt bărbat. Bă, azi, chiar... Dacă n-ai nu se vede. Chiar cer de la mașină. Vorbesc la cameră și spun. Hai, mă, tine că mă enervez, înțelegi? Ce te... Facea ta. Stai calmă, vă liniștit. Vreau și eu în mașină. Să plec acasă. Mamă, ce să se auze. Haideți că... E poartă deschisă. Băieți! Du-te, sus! La revedere! Ciao, Les! Hai să strângem patul, Cristian. Lasă-l așa. E urât. Pa. V-a salutat. Pa. Pa. Ce-a făcut? I-a căzut? Ce înseamnă să cu ce-o pa. Pa.